Tatăl meu, cum mi-l aduc eu aminte, el puțin s-a implicat în viața noastră a copiilor, implicat în ce sens, să petreacă timp cu noi, să se joace. Trăia odată ca niciodată într-un elefant se legăna. Hai, gata! Gata! Trei! Patru! Где жалобная книга? Alexandru, sunt tata a trei băieți. Eu sunt Ion, soția mea Corina și copilașul nostru Iosif. Привет, меня зовут Олег, мне 32 года и я отец чудесной 7-летней девочки по имени Рената. Salut, mă numesc Valeriu, sunt tată acestor flăcări minunați, Pietru, Mihai și Alexandru. Și câți copii avem noi în casă la noi? 7! Iată, bravo! Salut! Mă numesc Andrei Cușmir, am 33 de ani, sunt tatăl Teodorei. Mă numesc Eugen, sunt tata trei copii minunați. Mă numesc Bejan Dumitru și am doi copii, Dumitrița, băietul Daniel. Asta este ștefănuța nostru și tăticul nostru, pe care îl cheamă Shakin. Ana. Hello. Alexandra. Hello. Diana. Salut. Și eu sunt... Și eu sunt Grigore. Четкого рецепта нет. Эта структура существует в голове без преобразования в слова или в некую диаграмму, но главный атрибут — это искренность, восприятие ребенка как личности с самого начала, с самых первых дней, доверие между нами. Наверное, вот эти вот три главных атрибута для меня ключевые. Слепот офери школа, который... trebuie să aibă un copil, adică acei 7 ani de acasă, în primul rând, educația părintească. Nu, eu de mult le spun să nu uitați de unde ați pornit. Sau dacă ați spus un cuvânt, mai bine îi cereți scuză. Până la urmă, cedează cel inteligent. Deja când am crescut, m-am căsătorit, am mai citit cărți, am mai văzut, am mai învățat multe lucruri, am înțeles că ca și părinte, înseamnă mai multe responsabilități, nu doar să aduci bani acasă și cu asta să-ți limitezi activitatea ta ca și tată în familie. Să dai toată dragostea copilului. Sunt că lângă dânsul este nu numai un tată, dar și ca un prieten cel mai bun, pentru că în momentul când el te vede, să radieze de bucurie, adică nu cu frică că a intrat tata pe ușă și gata. Ce faci, tata? Ce faci, tata? Ce faci, tata? Iar dă-te în cap. Ce faci? Ce faci? De mă te trebuie? Da, vă leu. Tata, Pedro. Aí, ó. Seze. Eu am mai stat la toate trei nașteri și îmi vinea și strâng de bucurie că David s-a născut. Arăta așa de frumos că credeam că ca el nu-i nimeni și nu-i nici un alt copil mai frumos decât băiatul nostru. Dorința cea mai mare e să știu că exemplul meu, în primul rând, este un exemplu frumos pentru copii și e un exemplu care ei să vrea să multiplice.
Și mă bucur că într-o zi Marco, într-o seară discutând, îmi spune, povestea și spunea că până atunci el multe lucruri se gândea, ce ar vrea să fie, ce ar vrea să facă și zice că vine și îmi spune, tăticule, eu vreau să fiu ca și tine. Mi-e tătică de fiind așa, ca un scop. Eu ca tătică vreau să ajung. Adică, tătică poate foarte repede să-mi memorez ceva, să-l minte, dar nu să-i minte de mult, poate să-l minte mult timp. Poate tare repede să formulez un text, să formulez ca un fel de eseu, un discurs. Nu e că-l formulează, dar îl faci foarte repede, gen... Într-un fel în față, încă învață pe de rost, dar poate să-l recite, că poate să-l intonez, spunește foarte frumos. Vreau și eu să-mi dezvolt așa, competență. Eu ceea ce am înțeles și ceea ce înseamnă în primul rând pentru mine e să știu că pot să le acord timp personal fiecare. Asta am învățat pe parcursul ultimilor ani, să acorzi timp și timp de calitate cu fiecare copil. Să înțelegi limbajul de iubire, să înțelegi ce îi place la fiecare copil, ce înseamnă pentru el să petreci timpul. De exemplu, cu David înseamnă să merg cu el la meciurile de fotbal. Cu Marco înseamnă să petrec mai mult timp ca să-l ascult, pentru că lui îi place să vorbească. Și are multe idei și întotdeauna el vine cu idei și îți povestește foarte multe. Cu Teo înseamnă să stau cu el și să mă joc acum la vârsta lui, să stau și să ne jucăm cu mașinile prin casă, cu constructor, cu ce are. Tata, Marco a spus că să joci cu mine, dar nu vrea. Așa e viața, Teo. Spune, nu, 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 nu. Eu sunt nici nu-ți prind că te-ai spus, adică să nu iau cu tine. Tica sunt tu! Tica sunt tu! Începem de la început, începem de la un capăt, de la cum. Așa. Un microfon, nu, este un microfon. Asta e un genul. Ce? Un led. Vreau să stau și eu aici. Pu-pu-pu-pu-pu-pu. Vreau să stau și eu aici. Eu țin minte că unica dată când părinții au stat cu mine ca să-mi fac temele, asta era în clasa întâi când învățam la face bețișoare. Asta țin minte, asta până la anul nou. Atunci mai stăteau mama, cel mai mult mama stătea și supraveghea ca să învăț să fac lucrurile corect. Cât eu, cât mine! Cât eu, cât eu, cum se crede. O tortă. Nu mai departe, nu mai departe. Și Marcu speră să facă limba engleză. Da, clasă. Da, că te fie frumos. Da, tata, că eu nu vreau să mă fac cu mine. Mă duc. Uite că eu m-a dus la școală, m-a spus profesoara lui ce a făcut Marco când a învățat ce cu mine. Da. Ce a spus când a învățat cu tine? Da. Profesoara ta a spus când a învățat cu tine. S-ai scurt. Da, să-i spunem, să-i spunem profesoara lui că el nu vrea să-și fac temele pentru acasă, știi? Da. Nu e de să facă temele. Să-i de la școală. Și apoi? El e mic. Ca să-l coloreze. Da, dar nu. Ce culoare să-l colorezi? Ce culoare e bradul? Da, da, să pun mai mari bradul. Și așa, mai mari până aici. Cum e, mic? Nu e mic, dar te mai până aici. Daniela, acolo trebuie să scrie încă.
Crăciun fericit, nu. Litera A. 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 Ce literă mai știi tu? O. Și cum arată ouă și ăla? Mă, nu în stil impresionist. A. Ce culoare este asta? Verde? Nu. Ce culoare este? De fiecare culoare. Corect. Ce culoare este? Alb? Bătul. Alb. A. Albă. De fiecare dintre ele noastre alb. Corect. Hai tu, spune toate, dar nu știu, arată-te din carte. A. A. Это буква Р. И знаете почему у нее рыба? Потому что буква Р это наша, она насыпана кормом для рыб. Вот видите желтенькие вот эти вот пузырики. Вот и рыбка ее ест. Сложные моменты воспитания ребенка, такие как домашние задания в школе, одно другое, берет на себя Олеся. Чаще всего я ассистент в этом плане. А вместе с Ренатой у нас времени проводится столько же, но это более импровизированные занятия. А давай сделаем кошкам дом, а давай вместе сделаем хомячку лабиринт дома. Идем погуляем, побьем лед молотком, нарисуем где-нибудь красивый трафарет, купив золотую краску. Еще мы любим ходить по городу и оценивать граффити, которые рисуют. Рената в этом хорошо прокачалась. Она умеет уже говорить, где граффити хороший, где граффити плохой. Пока сама не рвется рисовать, пока мы на трафаретах остановились. Вот в остальном занятий очень много. От готовки до собирания конструкторов. Недавно показал ей рыбалку. Тоже заинтересовался ребенок, теперь есть своя удочка. А если на них кликнуть? Сложности. Научиться водить машину резко, пока Олеся не родила. Научиться водить ответственно, безопасно. Это как бы было даже на автомате челленджем. Как проводит папа время с ребенком, надо снять. Вот так. Ходим. Да? Открывай. Давай. Я думаю, оно закрыто. Да. Как ты угадал? Я перестал слышать звуки с улицы. Папа, честно. Ну все, я так не знаю. Я сидел в комнате, оставленной один врачами. Олесю увезли на операцию, а вернулась уже акушер с Ренатой на руках и сказала, что Ренате нужно тепло, сказала, ложись, снимай майку, и положила мне ребенка на грудь. Я расплакался, и, наверное, тех эмоций, которые я тогда пережил, ну, невозможно их словами передать. Прям как мои репеди с вед результату, деорчи медику, когда суция месла материнитати елазиска, под смерть акаса, к тут момент не меняется. Eu o să nasc, însă eu n-am avut răbdare și am stat toată noaptea pe holurile spitalului numărul 1. Când medicul mi-a zis că spate să intre, eu am intrat acolo. Cestit să vă spun, nu știam cu care picior spășesc de emoție. Și primul lucru care l-am făcut, țin minte că ea deja era de-am îmbrăcat în hăinuțele care le pregătis Ana și m-am apropiat de dânsa și țin minte că am sărutat-o pe
pe obrazul stâng. Și cineva spune că pe care obraz îl săruți prima dată, acolo are o găuriță. Medicul se uita la mine, eu mă uitam la copil, el îmi spune, spune ceva, ceva. Eu nu știam ce spun pentru că eram emoționat foarte tare. Bună dimineața! Bună dimineața, mă duc așa. Da, să facă așa, hai că facă. Cel mai frumos se întâmplă atunci când mama și tatăl împreună se implică în creșterea și educarea copiilor. Adică să fie tată egal cu mama, el să iubească pe amândoi egal și de asta ca să nu fie o diferență între mama și tată. Mă rog, acum cu situația pandemică, poate, oricum căutăm soluții ca să ieșim undeva și să petrecem timp împreună. Marioara, tatăl lumea face curat. Eu astăzi am o stare de slăbiciune mai accentuată. Mamă, unde se bea asta? COVID-ului. Ce faci, Marioara? Eu potrivesc badul. Cu cine? Cu cine? Cu cine? Marioara. Din țara asta. E menea ta, cum se poate? Mă știu ce de ce. Se strică de toate. Uite cum spune țaca. Noapte, pe săpadă, e trebuie un gânjel. A fereastră să se vadă. Eu, având COVID, am fost astăzi puțin slăbită, o senzație de slăbiciune ușoară și m-am stors. Se recomandă în timpul ce ești infectat COVID, să alăptezi copiii, pentru că copiii suferă cel mai puțin, ei sunt asimptomatici sau fac forme ușoare. Slavă Domnului, Mărioara este bine și Constantin cu Ioan și Eugen, bravo! Iată, așa. 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 Așa, bravo. Așa. 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 Bravo. E încă un așa. Hai, de și aici. Aici. Așa, aici. Hai. Așa. Hai să ne plecăm, să ne pregătim de plecare la grădiniță. Nu am făcut afară, nu mă mâncați. Mulță, punem căciul ăla. Mă mâncați, soase. Mă mâncăm afară. Opa, nu știu, nu ești. Nu am mâncăm afară. Nu mâncăm afară, mâncați. Să, dar nu mergem asta. E vacanță. Da, e vacanță. Ти вот так. Вот так. На паре он копилаж, планы легат, но мы сенты ностри, сенты, ну, сум фикар планы луи, он план комун, toate gândurile sunt luate împreună, tot ce faci, faci pentru copii, nu mai faci pentru tine, tot ce vrei să investești, investești întrânși, pentru că asta e, nu știu, foarte, foarte super. Primul cuvânt, dacă nu a spus între mama și tată, a spus mama. Și nu a fost nimic, adică o supărare. Noi eram fericiți că el a spus, noi așteptam ceva să spună, adică era indiferent și spune mama, tata. Și e clar, în momentul când am auzit că spune mama,
ridicam, îl pupam, pentru că e primul cuvânt și era pentru noi ceva wow. Și de atunci a început, poate mai spune ceva, poate mai spune ceva, fiecare să spună ceva. Я хочу пожелать, чтобы мои родители не болели. Напиши. Довольно запада. Запада нови нет, может, котенку запада. А собей. Дарама котен. Я тебя рог. Дофля. С им адуч. Multe bomboane. Multe bomboane. Ciocolate. Ciocolate. Și ce mai vrei tu de la Moș Crăciun? Și baghetă roșie. Ну давай вместе переберем, какие еще желания у тебя есть и что можно попросить у Деда Мороза? Можно попросить у Деда Мороза вам с мамой новогодние носки. Ну спасибо большое, у нас уже есть. Кроме того, мы сами попросим у Деда Мороза себе что-нибудь. Ладно, ладно, тогда я себе пожелаю новогодние носки. Теплые такие. Что, теплые носки всегда должны быть? Конечно. Очень вкусно пахнет. Зачем? Очень вкусно пахнет. А где была ложка? У нас была ложка. Да, не надо, мне и так приятно. Устала? Да. Но все написала? Да. Осталось только подпись оставить. Подпись Рената. А у тебя есть угощение для Деда Мороза? Потому что тут уже вписано, что нужно ему печенье и молока. Не уверен, что он молоко с печеньем Нина любит. Да, но я ему подготовила конфетки. Eu am început așa ca șah din momentul când ne-am căsătorit. Jucam dame mai mult, dar la dânsii se practică mai mult șahul, deoarece ei jucau șah, am învățat și eu, la vârsta de 27 de ani, am învățat și eu a juca șah. Eu gata, am terminat. Încep eu. Da. Șah. Шахмат. Шахмат. Браво. Сумпа зайдем, приз. Шах. Мат. Браво. Ce faci, cel care pierde? Faci câte ceai. Adă-ți și făceai. Da. Diana și Alexandra au hobby-le de a citi. Lor le place să citească. Și chiar Alexandra, fiica mai mică, a citit toate volumele din Harry Potter. Iar Diana chiar și-a pus un scop în 2021 să ajungă la 50. Acum are pe 42 și vrea să ajungă la 50 de cărți. Niște lucruri frumoase și le urez succes și le-am zis. Adică dacă vreți să citiți, noi vă cumpărăm orice carte, care doriți, cât de scumpă de fi. Noi vă cumpărăm orice carte și vă urăm succes. A fi tată nu este doar să dai naștere
unui copil înseamnă să depui toată ființa ta ca să transmiți niște valori în viitoare generație și întotdeauna ceea ce faci ca și tată să fii un exemplu pentru alți părinți. Я желаю ей быть свободным человеком, свободным от всех предрассудков. Желаю ей развивать свой кругозор постоянно и, наверное, быть всегда воодушевленной чем-то. Любовь к окружающему миру, к людям. Это доверие к людям, которые тебя окружают. Я считаю, что это тот рецепт, который позволяет тебе по жизни быть счастливым. А дальше не верить в какие-то стереотипы, а просто смотреть вокруг, понимать и самой себе отвечать на вопросы, которые возникают. И, наверное, правильные ответы находить тоже самой. Băieți, când mama vine mai târziu acasă, ce faceți voi? Ce gătiți voi? Ia ca mâncare. Cum o numiți voi? Haiduceasca. Tata, de ce haiduceasca? Pentru că nu scrie nici într-un album cum să gătești. Gătim din ce este. Și toți o mănânc. Sunteți bravo. Mersi, Ion. Нельзя, чтобы животные писали в кафешке. Нельзя быть грустным. Нужно быть веселым. Нельзя с телефонами. Нужно праздновать Новый год. Гурамари? Хорошо. E bună, da? Hai! Nu, de drum. Nu, las-mă. Nu, dă-mi nuță. Așa. Hai! Hai! Faci inginuță așa, tată. Crezi din soare, trebuie răieși. Hai, hai! Uh! E bună? Prima dată știa că am găsit în viața. Fii să tăși, măt! Divino tot un bosco. Mama, eu ce-am pus, mă! Și 1, 2, 3, 4, 12. 12. 13. 13. Hai, eu fac pa-pa-pa-pa, tu spui ceva. De ce? Eu pun pa-pa-pa-pa, dar tu pui. I-am înțeles. Pa-pa-pa-pa. Chihuahua. Pa-pa-pa-pa. Chihuahua. Pa-pa-pa-pa. Chihuahua. Oh. Chihuahua.